Este ziua celui mai negru bilanț de la începutul pandemiei până acum. 442 de oameni au murit în ultimele 24 de ore, 16.743 de noi infectări. Experții în domeniul sănătății publice cer restricționări masive de mișcare la nivel național, pentru că problemele nu sunt într-o singură regiune. Se solicită unificarea măsurilor de restricționare a circulației. Avem o legătură telefonică directă cu medicul Tudor Ciuhodaru. Bună ziua, domnule Ciuhodaru, mulțumesc că sunteți alături de noi. De asemenea, în Bună ziua. legătură directă cu noi, sociologul Gelu Duminică, într-o zi în care deja au fost numărate 40.000 de persoane care au trecut în ultimele zile pe la racla cu moaștele Sfintei Parascheva. Suntem în plin pelerinaj. Domnule Ciuhodaru, Raed Arafat vorbește despre o catastrofă sanitară. Este, după cum spuneam, ziua celui mai negru bilanț de la începutul pandemiei până acum. Sunteți de acord cu aceste propuneri de restricționare masivă la nivel de țară, restricționarea mișcării pentru cei nevaccinați? Nu. Deci, doamna Chiriac, guvernanții au eșuat, românii se sufocă. Se vede și în această zi. Este cel mai negru bilanț și s-a ajuns practic în cronica unui eșec anunțat. Când noi vorbim de 3 luni de zile, vorbim la televizor, ei doar s-au uitat, nu au făcut nimic, mai precis nu au testat, nu au făcut paturi de terapie intensivă, nu au vaccinat, nu au găsit medicamentele necesare. Este cronica unui eșec anunțat. Și sunt revoltat încă o dată, doamna Chiriac, și ascultați-mă, vă rog, 10 secunde până la capăt, pentru că în momentul de față ar putea exista paturi de terapie intensivă în spitalele private, paturi cu guri de oxigen, iar în acest moment solicit public și președintelui și ministrului sănătății și premierului, oricare ar fi ei, să nu mai fie doar contabil pentru morți și să constate că suntem într-o catastrofă sanitară, ci să includă în acest lanț terapeutic inclusiv spitalele private. Este firesc doar pe perioada acestui vârf de val delta, în așa fel încât ca viața românilor să fie protejată. Mai Doamna precis, ce Chiriac, ar trebui să facă spitalele private? să asigure tratamentul pentru pacienții cu coronavirus. E simplu, este elementar, s-a mai întâmplat în alte țări europene și este o măsură normală în contextul în care tu nu mai ai niciun pat de terapie intensivă. Și nu de azi de ieri, te câcăi de acolo până acolo, deci cauți câte un pat de terapie intensivă și improvizezi, stau oamenii în unitățile de primire a urgențelor și doamna Chiriac, nu spuneți că la 0 grade cu geamurile deschise în unitățile de primire a urgențelor este terapie de secol 21. Această răspândire a pacienților și în spitalele private ar asigura condiții optime de tratament și ar evita supra-solicitarea și riscurile inerente, inclusiv alea de boom. O să mai vedeți explozii în România datorate instalațiilor sanitare sau acumulării de oxigen în niște spații închise. Și doamna Chiriac, iar vorbim despre lucruri elementare, de mecanismul european de protecție civilă. Vă reamintesc că Ungaria, imediat după Constanța, s-a oferit să ne asigure tratament pentru pacienții din România, în contextul în care noi nu am spus nimic. Și chiar mă doare faptul că Ungaria, vorba aceea, o zonă nu tocmai prietenoasă din punct de vedere geopolitic cu noi, s-a oferit să ne ajute în contextul în care este vorba despre viața românilor. Eu cred că acest mecanism european de protecție civilă trebuie activat de joi, de joia trecută, de când lucrurile sunt neclare. Și să știți că există o aeronavă militară a Germaniei, ambulanța sanitară, care poate transporta oricâți pacienți de acolo până acolo și poate ar trebui să învățăm și din experiența altor state cum să acționăm în astfel de moment. Domnule Doi. Ciuhodaru, pentru că sunteți la Iași, aproape de Lețcani, vorbeam și ora trecută Asta vreau să... despre toată Promis. acest vodevil al inaugurării Spitalului Modular de la Lețcani. În fiecare zi se anunță că va fi inaugurat acest spital. Haideți să-l ascultăm și pe Ministrul Sănătății, domnul Ceche Otilou, și revenim la dumneavoastră. Sunt deja aici, infrastructura este pregătită, personalul medical va fi asigurat de la Spitalul Babeș, respectiv în continuare vom face detașări. Deci astă seară începe, dacă vreți, transferul primelor pacienți pe Spitalul Modular din Pipera, urmând să lucrăm în zilele următoare pentru operaționalizarea în continuare a restului de paturi. Mai avem 100 de concentratoare de oxigen. Respectiv, din câte cunosc, am avut o discuție astăzi și cu domnul primar general al Capitalei. Astăzi, în ședința Consiliului General al Municipiului București, vor fi, din câte înțeleg, două proiecte de hotărâri de Consiliu Local
care vor sprijini această operaționalizare în continuare, inclusiv o rectificare bugetară în sensul acoperirii unor cheltuieli necesare pentru acest spital. Ce cazuri vor fi tratate aici, domnule ministru? Deci, nu pot să vă spun de la ce spitale vor fi exact aduși. Din acest moment, Centrul Național de Coordonare a Centralizată a Intervenției are această informație, în sensul în care din această seară sunt disponibile aceste locuri și ei analizează și verifică cu spitalele din București de unde vor veni pacienții. Vorbim de pacienți care sunt deja evaluați din punct de vedere medical, adică nu cei care încă nu au fost evaluați, e vorba de pacienți deja evaluați, inclusiv din punct de vedere, dacă vreți, al radiografiei. Deci ei vin în momentul în care noi știm că au nevoie de internare, în sensul în care au nevoie de oxigen. Vor veni acești pacienți, nu cei care nu au nevoie de oxigen, pentru că spitalul în principal se bazează pe această formă necesară pentru cu oxigen. Domnule ministru, avem astăzi record de infectări, record la numărul de decese și de asemenea în cazul pacienților care sunt tratați în ATI. Ce se întâmplă? Se impun noi măsuri? Ce ar trebui să facem în așa fel încât să stopăm extinderea cazurilor de COVID atât de mult? Trebuie să fim solidari cu noi înșine, noi ca și societate, fiecare individ. Trebuie să înțelegem că forma cea mai importantă de protecție, de apărare de acest virus este vaccinarea. Vedem exemplele dinspre vestul Europei, vedem ce se întâmplă acolo, vedem că rata de vaccinare acolo este cel puțin dublu față de România și trebuie să luăm aceste exemplu din Occident. Aceasta este măsura de protecție a fiecărui cetățean, a fiecărui individ, care îl apără pe individul respectiv, dar apără și societatea. Noi, cei care gestionăm această situație, noi avem obligația, și asta facem în fiecare zi, de a găsi soluții și de a crește capacitatea funcțională pe paturi. De aceea suntem și astăzi aici. Din păcate, azi deja suntem spre aproape 1700 de pacienți pe terapie intensivă. La preluarea mandatului de interimar eram la 630. Din păcate, în 4 săptămâni am ajuns aici. Mai sunt doar 33 din rezerva. Vă rog eu frumos că nu. Vă rog. Deci nu ați fost pregătit pentru valul 4? Nu sunt suficiente medicamente de aici, nu sunt vaccinate. Deci, nu pot. Deci, vă rog. De aici nu sunt vaccinate. Vorbiți despre vaccinare. În același timp, cadrele medicale de aici nu sunt vaccinate. Nu am această informație. Eu pot să vă spun. Deci, numai puțin. Deci, eu nu am această informație. Eu pot să vă spun că în Ministerul Sănătății s-a pregătit acest proiect legislativ, având în vedere că guvernul între timp a devenit un guvern interimar. Vom promova proiectul legislativ prin inițiativă legislativă. Mâine mai mulți membri ai guvernului, ca și parlamentar, vor semna această inițiativă legislativă și îl vom înainta în procedură de urgență parlamentară. Vis-a-vis de numărul de cazuri. Vis-a-vis de numărul de cazuri. În momentul de față sunt pacienți care sunt tratați pe scaune. Sunt pacienți care sunt tratați, pe care îi vedem pe targă pe jos, efectiv, pentru că nu sunt locuri. Este un eșec al guvernului, din care și dumneavoastră faceți parte, să vedem astfel de imagini în sistemul sanitar? Este vorba despre o situație de criză medicală. Este un val 4 pe care specialiștii l-au tot avertizat. Exact. Este un val 4 pe care, care a fost avertizat. Este un val 4 cu privire la care s-au făcut toate informările legate de necesitatea de vaccinare, pentru că fără a da vina pe fiecare individ, mulțumesc tuturor celor care s-au vaccinat, dar totuși această discrepanță enormă între rata de vaccinare din România și alte țări îi spune cuvântul. Aceasta este diferența care s-a făcut astăzi. Ministrul Sănătății inaugurează un spital modular din Pipera. Este un spital construit de mai multă vreme și vorbeam, domnule Cehodaru, puțin mai devreme despre
Răzvan și pe el și pe președinte, pe și pe cine mai vrea, pentru că este un de noaptea minții, este alt eșec. Țineți cont, doamna... Da, vă rog, vă rog. Vreau să vă spun un singur lucru. Deci, o puțin atenție. Deci, singura investiție cu adevărat eficientă în această pandemie a fost acest spital modular. Este rol 3, este cel mai mare spital din sud-estul Europei, un spital care se are un similar funcțional la Bruxelles și mi se pare incredibil, l-au închis practic în ianuarie după ce a asigurat, atenție, tratamentul pacienților cu coronaviroză după incendiul de la Piatra Neamț, l-au închis pentru câteva zile. Că au zis că o să facă o leacă de curat pe acolo. Dumneavoastră vorbiți despre spitalul de la Lețcani, ca să ne înțelegem, despre cel de la Lețcani vorbim. Deci 9 luni. Iar un spital cu 100 de paturi de terapie intensivă stă și astăzi închis pentru că n-au fost în stare să-l facă funcțional. Păi înțeleg că lipsește o butelie de oxigen, domnule Ciuhodaru. Da. Și 9 luni de zile, doamna Chiriac. Deci au fost țări care au făcut spitale cu 1000 de paturi în 3 zile, iar la noi, în vorba aceea, Iași, capitala Moldovei, capitala culturală a Moldovei, cu o facultate de inginerie pe care nu poate contesta nimeni. Poate că erau niște deficiențe. Chiar nu s-au găsit soluții. Oamenii ăștia au dat după cireșe. Să știți că incompetența ucide, iar asta cu deschiderea treptată pe bucăți, că sună comandantul acțiunii, este o veritabilă crimă cu premeditare în contextul care vedeți și dumneavoastră că pacienții sunt tratați pe holuri sau în ambulanțe. O Românie europeană, o Românie de secol XXI. În corturi, domnule Ciuhodaru, în corturi. Spitale din București au corturi în curte. E o cărpeală și o improvizație. Doamna Chiriac, n-a venit pandemia ieri. Dacă venea ieri, cum a fost primul val, poate eram de bine pregătiți cum au fost și alte țări europene. Dar a venit valul întâi, a venit valul al doilea, a venit valul al treilea. Nu știu, o să se mire că vine și iarna în decembrie sau că se deschid școlile în septembrie. Vă spuneam și puțin mai devreme, domnule Ciuhodaru. Dar trebuie să dăm și niște soluții. Vă spuneam testare extinsă, regulată, gratuită. Să trimită în focar prin poștă teste gratuite, cum se fac în alte țări europene. Te testezi, anunți medicul de familie, te izolezi, întrerupi lanțul de transmitere. Poți să iei și tratament preventiv acasă. Domnule Ciuhodaru, în momentele acestea, telespectatorii văd pe ecran Marele Pelerinaj, care are loc tot la dumneavoastră în oraș, cel de la Sfânta Paraschieva. Sunt 40.000 de oameni care au trecut deja pe la raclă, în condiții în care experții în domeniul sănătății publice atrag atenția și solicită restricționarea măsurilor de deplasare pentru nevaccinați. Domnule Gelu Duminică, sunteți sociolog, este un fenomen pe care doar ipocriții l-ar mai putea contesta în România, acesta al pelerinajelor, care sunt extrem de populare în ultimii ani și pe care nici măcar pandemia n-a reușit să le oprească. Există vreo cale prin care autoritățile ar putea să le transmită pelerinilor că riscul este mare într-o zi în care numărul morților a trecut de 400, este ziua cu cel mai mare număr de morți de la începutul pandemiei până acum? Și o să vă spun că mâine o să vedeți o zi cu un număr și mai mare, poi mine pozitiv și mai mare și așa mai departe. Pentru că, din păcate, singurul model pe care îl puteam pune în aplicare era să oferim noi înșine exemplu. Statul să ofere exemplu de aplicare, respectare, de standard unic și așa mai departe. E greu să arăți cu degetul doar către cei care se duc într-un pelerinaj religios și să prezinți la televizor în termeni laudativi cei care se duceau la pelerinajul Untold. E greu să-i arăți doar pe cei cu mânuni, care în momentul de față sunt la raclă, și să-i consideri vinovați sau irresponsabili, în condițiile în care acum 2 săptămâni am avut întâlniri ale partidului la guvernare cu 5.000 de oameni îmbulziți. E mai rău decât la raclă. Unul în altul. Și imaginea dumneavoastră spuneau. Și când a fost întrebat prim-ministru actual, președintele partidului, a zis, nu-i treaba mea, nu am organizat eu. Este foarte greu. E, dacă ei înșiși ofereau exemple și spuneau, nu, noi suntem responsabili, atunci puteau să ceară responsabilitate. Adică ceea ce noi trebuie să înțelegem este că schimbarea trebuie să înceapă cu noi și că suntem în funcții publice. Noi trebuie să fim mai abitir model decât ceilalți. Și că este foarte greu să ceri schimbare doar să accepti, să vrei schimbare, însă să înceapă cu ceilalți. Nu e ok. Pentru că în momentul și ăla și celălalt așteaptă schimbarea tot de la celălalt și așa mai departe.
Sunt convins că marea majoritate dintre cei care sunt acum în pelerinaj își doresc binele. Nu doresc să îmbolnăvească pe nimeni. Însă în momentul în care au văzut ceea ce au văzut în ultimile luni, da, dezmăț, am învins pandemia, măsluirea datelor, evident, adică a doua zi după Antold a crescut incidența cazurilor la Cluj. Fix a doua zi. A doua zi după congresul PNL a crescut incidența în București. Bă, ce coincidență, mă! Da, adică lucrurile astea sunt cusute cu ața albă și nu fac decât să sape la credibilitatea în instituția statului. Ceea ce avem acum, de fapt, la nivelul populației, este un semnal pe care populația îl dă în modul cel mai românesc posibil, că statul nu mai reprezintă nimic pentru el. Nu mai are credibilitate, că politicianul nu mai contează, că e un mincinos și așa mai departe. În ziua în care noi avem cel mai mare număr de îmbolnăviți și 442 de familii își plâng morții, noi avem nominalizări din partea politicului la mișto. Da? Despre asta vorbim. Ce să mai înțeleagă omul ăla? Cum să creadă el în mesajele politicului? Cum să creadă că pandemia e luată în serios când cel care trebuie să o ia în serios și să ofere mesaj de solidaritate, da? Pentru el contează mai mult promovarea propriului om decât binele poporului. Și atunci logică, poporul se răzvrătește. Adică, știți, comportamentul depinde de context și situație, se spune în sociologie la noi. Comportamentul statelor astea la care noi ne uităm, dar poporilor astea la care noi ne uităm, la statele astea civilizate, a fost generat de faptul că liderilor au făcut ceea ce trebuie. În Portugalia, liderii s-au dat deoparte, liderii politici, și au lăsat specialiștii să facă campanie. Și din ianuarie, anul curent, da, până în momentul de față, au ajuns la 80 și un pic la sută. În Italia, o țară religioasă, da, destul de religioasă și cu un comportament care în multe locuri seamănă cu comportamentul românesc. Dar faptul că Biserica Catolică a avut un alt tip de mesaj, uite, da, a contat suficient de mult. Oricum, auzeam mărturii ale unor români din Italia care spuneau că situația este complet sub control după ce s-a atins un nivel înalt de vaccinare, peste 80%. Vă mulțumesc amândurora, revenim după o foarte scurtă pauză. Prețul petrolului continuă să atingă vârfuri noi. După cum știți, în România benzina a depășit deja 6 lei pe litru. Unele mărci au depășit nivelul de 7 lei pe litru. Evident, această creștere a prețului carburantului ar putea să se extindă și la alte bunuri, așa cum se întâmplă în general. Avem o legătură directă cu jurnalistul Mihai Nicuț. Bună ziua, Mihai! Este deja sensibilă, toată lumea simte o creștere a prețurilor. Întrebarea este, se va opri aici sau e posibil să asistăm la creșteri pe care cărora greu le vom mai putea face față? Este vorba despre o creștere de preț la tot ce înseamnă produse energetice, fie că vorbim despre petrol, fie că vorbim despre gaz, fie că mai ales vorbim despre energie electrică, unde deja efectele se simt și nu sunt deloc ușoare. La petrol situația este simplă. Avem o cerere în creștere, avem o producție care, asta este, nu poate să crească decât puțin. Barilul undeva la nivelul ultimilor 3-4 ani, undeva pe la 80 de dolari, și ca atare asta se vede în preț. Probabil, dacă nu vor intra, din păcate doar zona noastră mai are astfel de probleme mari cu COVID-ul, deci nu întrevăd lockdown-uri care să conducă la o scădere a cererii, care să conducă la scăderea prețurilor. Deci în momentul de față nu cred că prețurile au o singură direcție, doar în sus. Probabil se vor opri, nu vom ajunge la nivelurile astronomice de la 110-120 de dolari, dar și acesta este un preț mare și va trebui să ne obișnuim cu un preț undeva la 6 lei, 6 lei 20 pentru benzina și motorina standard. La energie electrică situația este ceva mai complicată și la gaze, și o să explic de ce. Pentru că la energie electrică doar o parte dintre clienții casnici, din cei 9 milioane de clienți, au resimțit scumpirea.
Cea mai mare parte, adică undeva la 4 milioane, vor avea o veste foarte proastă la sfârșitul lunii noiembrie, începutul lunii decembrie, pentru că aceștia sunt consumatori în ceea ce se cheamă serviciu universal. Acum primesc un preț foarte bun, poate printre cele mai bune din piață, dar de la 1 ianuarie și acesta va crește și eu estimez undeva o dublare sau undeva 70-90% cu siguranță, pentru că acum energia pentru ei, energia efectivă din factură, este la 37 de bani pe kilowatt, doar energia. Gândiți-vă că furnizorii cumpără deja la un leu pentru ce înseamnă consumul lor pentru prima perioadă a anului trecut. Deci, cu siguranță, aici vom avea, din păcate, o scumpire accentuată. Iar la gaz, scumpirea există, dar nu ne afectează încă pentru că a fost sezon cald. Va urma sezonul rece, când gazul este folosit de mare parte dintre noi pentru încălzire și de centrale termice de oraș, cum e vorba despre Elcen cu cele 4 ceturi, pentru a produce energie termică. Deci și acolo vorbim de o scumpire substanțială. Probabil undeva la 50-60% față sau 70% față de cât se plătea de o gospodărie care se încălzea cu gaz acum un an de zile. Mihai, spuneai că veștile proaste vor fi și mai proaste în luna noiembrie-decembrie, sigur pe fondul creșterii prețului facturilor și al ezitării guvernului de a lua decizia plafonării. Chiar astăzi am avut în studio doi parlamentari care au recunoscut că, în ciuda bunei voințe exprimate în declarații publice de președinte și premier, încă nu s-a recurs la o plafonare. Vom vedea până la urmă această plafonare sau și ei se trage de timp? Nu cred că o vom vedea foarte curând, pentru că este foarte complicat acel mecanism de plafonare. Și să vă spun, sunt 100 de întrebări cel puțin. Ce se plafonează? Se plafonează prețul la producători, intervii în piață, da? Deci îl obligi să vândă mai puțin, să vândă mai ieftin și petrol și gaz. Bun, suntem importatori și de gaz și de energie electrică, mă scuzați. Nu pot să plafonez preț de import. Apoi, plafonez ce faci? Plafonez prețul la furnizor, prețul cu care îmi vinde mie acasă. În această condiție va trebui să-l compensez pe furnizorul ăla, pentru că el va vinde în pierdere și dacă face asta două luni de zile, a treia lună mușcă pământul, intră în faliment și n-are cine să-ți furnizeze energie electrică. Este foarte complicat, plus că deja cam 80% din ce consum de energie electrică și gaz vom avea pentru prima parte a anului viitor deja s-a contractat la anumite prețuri. Nu poate să vină guvernul acum și să taie din prețurile alea pe motiv că ai că-ți plafonezi mai jos decât ai semnat contractul. Este extrem de complicat. Cu siguranță este o soluție această plafonare generalizată, dar trebuie un mecanism aplicat pe tot lanțul. Ceea ce și nu avem guvern încă, asta trebuie să o spun. Mulțumesc mult, Mihai, pentru intervenție. Îți mulțumesc foarte mult, deși sigur analiza pe care ai făcut-o nu ne dă motive de optimism. Concediile de odihnă ale cadrelor medicale, ale personalului GSU și din instituțiile subordonate vor fi suspendate pe o perioadă de 30 de zile. Este o decizie luată pentru a face față valului pandemic. Zilele libere, întrerupte sau neacordate vor fi replanificate atunci când situația epidemiologică o va permite. De asemenea, experții DSU au decis să trimită personal suplimentar la ambulanța din București. Avem o legătură telefonică directă cu președintele Sanitas București, domnul Viorel Hușanu. Bună ziua, domnule Hușanu! Faceți față în acest moment cu suplimentările de personal și cu interdicția concediilor? Salut, domnule! Despre interdicția concediilor era o măsură la care ne așteptam. Da, nu o putem comenta, o respectăm, înțelegem nevoia de personal în acest val 4, în acest moment. Am fost la dumneavoastră în emisiune și am mai spus, nu știu cum actualul guvern vrea să scape de 50.000 de oameni să-i trimită acasă pentru că erau nevaccinați. Și în acest moment vedem că nici măcar aceste concedii nu pot fi luate. Mai mult se cer acele detașări de care vorbiți și dumneavoastră către serviciile de ambulanță sau către DSP-uri sau către spitale COVID. Da, vom face față pentru că personalul de la medic, la infirmiere, brancardier și așa mai departe este foarte bine pregătit. Ce le cerem noi este un pic de respect pe care nu le-au arătat în anul precedent. Adică nici măcar veniturile noastre încă le mai așteptăm și nu au fost acordate conform legii salarizării sau a regulamentului de sporuri. Dacă va fi acest minim respect, cu siguranță personalul medical va face față oricărui fel de provocare.
personalul medical care e detașat este supus condiției vaccinării sau pur și simplu au loc detașări chiar dacă oamenii sunt sau nu vaccinați? Nu, această condiție nu este pusă și sper să nu fie pusă, pentru că atunci cu siguranță nu ar avea pe cine detașa. Sunt acum întrebați cei care doresc să meargă voluntar la aceste detașări, dacă nu vor fi suficienți, probabil li se vor impune aceste detașări. Repet, vom face față, dar în condițiile în care nu va mai fi această presiune pe noi, și din punct de vedere al vaccinării sau nevaccinării și din punct de vedere salarial, adică să ne dea drepturile pe care ni le conferă legea. Vă mulțumesc mult pentru intervenție. Ne întoarcem după o scurtă pauză. Cea mai neagră zi de la începutul pandemiei până acum, cu peste 400 de morți. Cu toate acestea, în această dimineață, autoritățile încă se încurcau în restricții. E nevoie sau nu să ia alte restricții? Secretarul de stat și șeful DSU, Raed Arafat, spune aici pe B1 TV că nu se pune problema instituirii carantinei, însă rămânem la măsuri ilogice, cum ar fi obligativitatea purtării măștii pe stradă, dar liber la nunți, botezuri, evident, cu sute sau chiar mai multe sute de invitați. Capitala și județul Ilfov sunt la incidențe de 15 la 1000, însă autoritățile încă se învârt în jurul cozii în privința restricțiilor. Avem deocamdată obligativitatea măștii pe stradă și circulația interzisă noaptea, dar cam atât. Nunțile, botezurile, petrecerile de orice fel cu zeci și sute de oameni merg în continuare. Cumva ilogic, dar nimeni nu ia nicio măsură, iar responsabilitatea e pasată de la unul la altul. Secretarul de stat, Raed Arafat, spune că propunerile privind unele restricții suplimentare trebuie cerute de fiecare administrație locală în parte. Trebuie anumite propuneri care să vină pe localități, pe situații punctuale în care să vină cu măsuri suplimentare. Deci aștept să văd care va fi inclusiv abordarea la nivelul colegilor de la Institutul Național de Sănătate Publică, dar în același timp vreau să se înțeleagă că s-a încercat și ce se încearcă este să nu ajungem să închidem anumite activități complet și au rămas doar pe anumite categorii de persoane cu risc minim. Problema este respectarea acestor reguli și implementarea lor și aplicarea lor. Cu toate astea, tot Raed Arafat i-a certat pe cei de la Comitetul pentru Situații de Urgență din București că au decis măsuri mai dure înainte de hotărârea guvernanților la nivel național. Decizia